Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității. Bună dimineața tuturor și bine ați revenit la Matinal. Bună dimineața, Valentin. Bună dimineața, Georgia. Bună dimineața tuturor, Doamne. Deci să mai spun că este frig afară de îngheață apele și înghețăm și noi odată cu apele? Nu, e gerul popotesei. Doamne, da, mă gândeam, dacă ar fi fost de Crăciun așa, cred că eram un pic cu sufletelul împăcat. Că mai așa e frumos de Crăciun, așa era și în copilărie, cu zăpadă, vine moșul cu Sania. N-a venit moșul cu Sania, că se zgâria de trotuar. Nu știu ce să zic. De Crăciun e perioada aia când mergi la rude și trebuie să mergi și de obicei nu mergi cu mașina. Da, e frumos că bei vin fiert în casă, te uiți afară cum ninge, e altceva. Acum, te uiți afară cum ninge, ieși afară că mergi la muncă. Vin la muncă, intru în clădire, ies din clădire și nu înfrunt frigul prea mult. Da, tot respectul pentru protestatarii din zilele acestea, care deja au cam 2 săptămâni de când protestează, vorbind de fermieri, de transportatori. Ei îndură acest frig, ca să dai seama cât de mare este ambiția lor pentru a obține ceva de la acest stat care, din spusele lor, îi ignoră. Și mergem și noi la știri ca să vedem ce s-a mai întâmplat cu ei. Fermierii și transportatorii protestează de aproape 2 săptămâni și îngreunează traficul în mai multe zone din țară, inclusiv intrarea din capitală din Afumați. Oamenii amenință că nu vor merge acasă până când oficialii nu vor lua măsuri concrete, iar promisiunile nu vor apărea în monitorul oficial. Pe de altă parte, mii de oameni urmau să participe la un meeting timp de 3 zile în Piața Constituției, însă zona este în continuare goală pentru că niciun protestatar nu a dorit să fie asociat politic. Anunțat cu surle și trâmbițe, protestul din București nu a avut efectul scontat. Un singur tractor a ajuns în Piața Constituției, deși erau anunțate sute de tractoare și capete de tir. În fața Parlamentului, acolo unde erau așteptați 5.000 de oameni și sute de utilaje, în a doua zi de protest, în loc de transportatori și fermieri, au ajuns mai mult poliții și jandarmi. Transportatorii nu au participat la mitingul din fața Parlamentului pentru că n-au vrut ca mișcarea lor să fie asociată politic. Poate guvernul ăsta se gândește odată și pentru oameni, și pentru țăran, și pentru toți locuitorii țării. Am acolo vreo 2 hectare care mă chinuiesc să le ar, să le semăn. Mă rog de cei care au utilaje ca lumea, că n-am utilaje. Să vă fie rușine, frații mei. Suntem aici, unul dacă suntem este suficient, reprezentăm un interes și anume acela de a exista și de a reprezenta noblețea, de a exprima noblețea și conștiința a ceea ce înseamnă să te numești român. România își trăiește ultimele zile în agonie. Vorbim aici despre un popor care este anesteziat, care se află de prea mulți ani în comă indusă. Organizatorul, un apropiat al senatoarei independente Diana Șoșoacă, prezent în Piața Constituției, este dezamăgit de faptul că nici în a doua zi oamenii nu s-au adunat în număr mare. Să vă spun că n-au venit oamenii? Foarte simplu, manipularea funcționează, democrația a încetat, asta s-a dorit, eu am făcut-o din spirit cetățenesc și civic, am formulat atâta cerere, am pus-o la dispoziția adevăraților protestatari, care de fapt sunt divizați, nu sunt reprezentați, iar reprezentații protestatarilor, fermierilor și transportatorilor sunt de fapt tot marionete politice. V-am adus aici o mămăligă făcută de soții ca să le arătăm că fără mămăligă nu se poate trăi. Pe de altă parte, în comuna Afumați din județul Ilfov, un bătrânel fermier din Vrancea a bătut cale lungă pentru a-i susține pe colegii săi protestatari. Îmbrăcat în port popular, și-a lăsat acasă gospodăria și a venit cu mâncare pentru semenii săi. Și am venit astăzi aici să le aduc de mâncare la cei care au venit de 2 săptămâni mai mult, să-i sprijinim și să nu cedăm la acest protest, pentru că
nu ne ajută nimeni. În mai multe orașe din țară au ieșit azi din nou în stradă pentru a spune nemulțumirile. În ciuda gerului, sute de fermieri din Alba Iulia, nemulțumiți de ce au primit de la oficiali, se află cu tractoarele în stradă. Cu noaptea în cap, oamenii blochează șoselele cu utilajele agricole. Neîncrezători, protestatari amenință cu revolta, până când concesiile lor vor fi publicate în Monitorul Oficial. Ce așteptați să se întâmple? Ce doriți concret? Să nu mai intre cereale de la Ucraina, să se vândă la noastre și să scadă prețurile la motorină, la orice. Zeci de fermieri au blocat cu tractoarele și traficul rutier de la Vama Halmeu, de la frontiera cu Ucraina. Protestatarii își doresc ca importul de cereale din România să fie oprit. Oamenii și-au oprit utilajele pe benzile de circulație și speră ca să se ia măsurile necesare cât mai repede. Țara este vândută bucată cu bucată. Aproximativ 300 de fermieri din județele Timiș, Arad și Caraș-Severin s-au adunat în piața Huniade. Protestatarii și-au declarat nemulțumirea față de prețul mic al cerealelor și costurile ridicate de producție. Oamenii reclamă și nivelul scăzut al subvențiilor comparativ cu vestul Europei. Furia agricultorilor s-a întins în mai multe zone ale Europei. Producătorii britanici de fructe și legume vor să protesteze în fața Parlamentului de la Londra. Ei reclamă contractele pe care le numesc inechitabile cu principalele companii de retail din țară. Amenințări cu proteste se anunță în continuare și în Franța. Aici oamenii sunt nemulțumiți în special de taxe și reglementări, iar în Germania au avut loc de asemenea manifestații. Agricultorii britanici spun că aproape jumătate dintre ei vor fi nevoiți să își înceteze activitatea în următoarele 12 luni din cauza lipsei reglementării în sectorul agroalimentar. Manifestanții plănuiesc să vină cu 49 de sperietori în fața Parlamentului, reprezentând procentul fermierilor care riscă să fie nevoiți să își abandoneze recoltele. Această demonstrație are loc în ziua în care parlamentarii urmează să dezbată o petiție prin care li se cere să revizuiască complet codul de bune practici pentru lanțul de producție alimentară. Cel mai important sindicat al fermierilor francezi analizează posibilitatea organizării unor proteste la scară națională în săptămânile următoare. Ei sunt nemulțumiți în special de taxe și reglementări. Practic, se extind acțiunile de protest organizate până acum de fermierii din sud-vestul țării, care au blocat autostrăzile și au aruncat bălegar în fața clădirilor publice. Sindicatul fermierilor va decide joi dacă va organiza acțiuni de protest la scară națională. La Berlin s-au adunat câteva mii de agricultori, transportatori și reprezentanții ai industriei ospitalității. Fermierii germani au fost nemulțumiți de intenția guvernului federal de a reduce gradual până anul viitor subvenția acordată pentru acciza la motorină. Primele proteste ale agricultorilor au obligat guvernul să facă un pas înapoi, în sensul că a decis ca măsura retragerii subvenției să fie prelungită cu un an până în 2026. Degeaba, agricultorilor germani li s-a umplut paharul nemulțumirilor. Fermierilor din sectorul vegetal li s-au adăugat și producătorii din sectorul zootehnic, care reclamă birocrația stufoasă sau regulile europene în domeniul nitraților, care îi fac pe crescătorii germani de porcine să nu respecte standardele. Mai mulți localnici din Borșa, județul Maramureș, au blocat un drum după ce au vrut să oprească accesul unui camion plin cu material lemnos. Oamenii au sunat la poliție și au reclamat faptul că un bărbat fură lemne din munții Maramureșului. Spiritele s-au încins însă după ce s-a dovedit că acesta avea toate avizele în regulă, iar localnicii nu au vrut să accepte acest lucru.
Deci ascultați-mă. 5 minute vă dau. Dacă nu dispare mașina de pe drum... Și lemnile cele acolo, 5 minute. Ai verificat? Da, hoțe pe față, poliția. Ai verificat aplicație. Discuțiile aprinse au început după ce membrii unei familii de localnici din localitatea Borșa, județul Maramureș, au semnalat la poliție că un bărbat fură lemne dintr-o pădure din munții Maramureșului. Între timp, unul dintre apelanți a blocat și drumul în așa fel încât transportatorul nu a mai putut trece. Polițiștii au identificat un autovehicul condus de un bărbat de 44 de ani care efectua transportul de material lemnos, pentru care acesta a prezentat documente de proveniență. Ajunși la fața locului, oamenii legii l-au controlat pe bărbatul care transporta material lemnos, iar în cele din urmă s-a dovedit că acesta avea toate avizele în regulă. Localnicii care l-au reclamat la poliție nu au vrut însă să creadă și să accepte acest lucru, motiv pentru care au început un scandal de proporții cu autoritățile. Vezi tu mașina aceea de lemn? Blocarea drumului public, ascultă-mă! Da, mașina aceea cu furtul gumii! Care furt? Fără de la nimic de lemne. Hai, da, domnul poliție, da. Ai aplicație. Unul dintre scandalagii a fost încătușat și dus la audieri. Din cauza că și la secția de poliție a continuat să fie recalcitrant, a fost dispusă internarea lui la spitalul de psihiatrie și a fost amendat. Nici transportatorul de lemn nu a scăpat în totalitate. Deși acțiunea pe care o desfășura apărea încărcată în aplicația Sumal, una dintre fotografii nu era foarte clară și nu corespundea cu ce au găsit autoritățile la fața locului. În plus, bărbatul a fost sancționat contravențional și pentru că a luat parte la scandal. Am tot încercat să găsesc aceste minus 8 grade despre care vorbește toată lumea, cele minus 8 grade pe care le-am văzut și eu în bord în această dimineață, dar nu le văd pe harta României și cer lămuriri. Bună dimineața! Bună dimineața! Să știi că pe la amiază temperaturile se păstrează tot negative, dar nu vor fi minus 8, se vor înregistra minus 1 grad, dar și prin Oltenia vor fi temperaturile negative, în rest sunt ceva mai ridicate, dar va fi o zi capricioasă, așadar astăzi vor fi norări și ceață prin ținuturile sudice, dar și în depresiuni, câteva ninsori slabe la munte și în nordul țării, dar și un pic de lapoviță prin vestul și centrul teritoriului, așadar maximele zilei pornesc de la minus 5 grade, se vor atinge prin sudul teritoriului și vor urca până la 7 grade Celsius în Dobrogea. În București avem vreme închisă, sunt condiții de ceață dimineața și un frig pătrunzător peste zi, temperaturile rămân negative și maxima va ajunge până la minus 1 grad Celsius, așadar mâine temperaturile continuă să crească și se vor apropia de normal, la amiază se vor înregistra 2-3 grade Celsius, avem o zi cu soare și un vânt mai insistent, iar poi mâine în prima parte a zilei atmosfera va fi însorită, se încălzește simțitor și maxima va urca până la 7-8, chiar 9 grade Celsius. E bine, spre seară se norează, însă șansele de precipitații vor fi reduse, vântul va sufla moderat. La munte se norează din când în când, apar câteva ninsori slabe, iar vântul bate mai tare în zonele înalte. Prin Carpații Meridional și în cei de curbură vor fi rafale de 80 de km pe oră. Temperaturile depășesc valorile normale în majoritatea masivelor, așadar vor porni de la 1 grad prin Semenic și se vor atinge 3-4 grade în celelalte masive. Atât pentru moment, ne revedem mai târziu cu noi informații despre starea vremii. Mulțumim, Romina, pentru informații. Știm cu toții care este acel efect specific frigului. În momentul în care ieșim afară, intrăm în casă, ne-am dorit să dormim, să sperăm că și copiilor le-ar prii acest efect, mai ales dacă vorbim despre copii care au probleme cu somnul. Astăzi povestim puțin despre regresia somnului la copii, alături de Ioana Oprean, consultant în somnul copiilor. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc frumos pentru invitație. Și noi îți mulțumim că ești alături de noi. Prima mea întrebare și curiozitate este: ce este această regresie a somnului? Cum se petrece ea? Sunt perioade de timp în care somnul tinde să fie mai așezat și lucrurile mai previzibile în materie de somn. Însă chiar și pentru părinții care simt că au găsit soluția care funcționează pentru a-și adormi ușor copilul, vedem că în anumite momente somnul tinde să fie din nou deranjat. Aceste momente se repetă
și tind să apară la bebeluși și la copii mici cam în aceleași perioade. De exemplu, la vârsta de 2 luni avem o primă astfel de regresie de somn, deoarece bebelușul e tot mai conștient de stimulii din jur și atunci vedem somnul de noapte, somnul de zi deranjat, dacă nu facem deja întuneric la somn și nu avem o rutină pregătitoare pentru procesul de adormire. O nouă regresie de somn poate apărea în jurul vârstei de 4 luni, când somnul de noapte tinde să fie mai deranjat și cu mai multe treziri, mai ales dacă nu încurajăm culcarea de vreme seara copilului și dacă nu ținem cont de momentele din zi de pe ceas care sunt mai propice adormirii. Vine următoarea regresie de somn în jurul vârstei de 7-8 luni, adică din nou somnul tinde să fie deranjat în jurul tranziției de la 3 la 2 somnuri ziua. Această tranziție de regulă vine la pachet cu o perioadă de veghe lungă de stat treaz în ultima parte a zilei, iar această perioadă de veghe lungă poate afecta somnul de noapte și pot apărea din nou treziri. Apoi urmează în jurul vârstei de 1 an, dar aici avem o variație mai largă. În această perioadă copilul face trecerea de la 2 somnuri la un singur somn ziua. Și din nou, dacă nu avem grijă la program și la ora de culcare de vreme seara, putem vedea somnul deranjat. Iar apoi în jur de 1 an și jumătate, când copiii s-au stabilizat la un somn pe zi, tindem să vedem că sunt mai activi și ne păcălesc că nu le este somn. Iar ora de culcare seara este din nou împinsă mai târziu, iar asta poate afecta somnul de noapte. Cam acestea ar fi în mare regresiile de somn des întâlnite din observațiile mele și din ce am studiat. Ele sunt amplificate și de schimbările pe plan motric ale bebelușului sau copilului mic, adică dacă vedem în jurul vârstei de 2 luni la prima regresie că bebelușul începe să devină mai mobil și facem tranziția de la înfășare la sac de dormit. Asta din nou poate afecta somnul. Apoi, pe la 4 luni, bebelușul se rostogolește și tinde să exerseze acest rostogolit și în somn, mai ales dacă ziua nu o face suficient de des. Apoi, pe la 7-8 luni, vedem că se ridică în funduleț sau merge în 4 labe și vrea să exerseze din nou acest lucru și noaptea. Pe la 1 an apare ridicatul în picioare mersul, pe la 1 an jumate mai degrabă vorbim de o dezvoltare a limbajului, iar peste aceste schimbări, evoluții normale, naturale, firești, care da, pot deranja temporar somnul, vedem și erupții dentare, din nou un oarecare disconfort care poate afecta în special somnul de noapte. Ce aș vedea important de precizat este că cu cât somnul este mai în controlul copilului, adică procesul de adormire și de readormire, și cu cât copilul este mai odihnit, adică părintele îi oferă un program cât mai odihnitor de somn și o rutină relaxantă care să preceadă procesul de adormire, cu atât acest copil va fi mai puțin afectat de aceste regresii de somn. Adică chiar dacă trece prin aceste perioade normale de creștere, de dezvoltare, va ști să readoarmă singur noaptea, chiar dacă somnul lui va fi mai superficial, și va putea să readoarmă singur noaptea și astfel nu va acumula oboseală. Iar asta este clar în avantajul lui. Cât de importantă este, Ioana, creativitatea părinților în această perioadă, dacă sesizăm care sunt ferestrele cu care ne confruntăm, care ferestre nu mai sunt așa cum le știam, cât de important este să găsim modalități de a consuma această energie a copilului, astfel încât să-i dăm motive reale, obiective, să poată să adoarmă la loc? Da, sigur că e important să fim creativi ca și părinți și e nevoie, deoarece atunci când simțim că am realizat ce avem de făcut, lucrurile se schimbă și trebuie să venim cu noi resurse și noi idei să facem față. Însă, mai importantă decât creativitatea, aș zice că este informarea, așa nume ca părintele să știe de la bun început, dacă se poate, chiar din primele luni sau primele săptămâni de naștere, după naștere, să știe cam cu ce urmează să se confrunte în materie de somn. Adică avem avantajul că noi știm cam care sunt etapele în dezvoltare, cam știm cum evoluează somnul și putem să încurajăm ca somnul să se ducă spre tiparul optim,
dacă știm cum arată acesta și când se schimbă acesta. Și atunci, dacă acționăm preventiv, nu vom fi atât de surprinși de faptul că brusc copilul meu care dormea bine acum nu mai doarme bine, sau mai grav, copilul meu care nu dormea prea bine acum doarme foarte, foarte rău, ci vom ști cum să preîntâmpinăm aceste schimbări și cum să facem încât copilul să treacă cât mai odihnit prin ele. Iar referitor la perioadele de veghe, da, încurajez ca acestea să fie structurate optim, și anume să avem o perioadă de veghe activă pe lumină, cu timp petrecut atât în casă cât și afară, după care să avem o rutină, o pregătire de somn pe semi-întuneric, iar întunericul să aibă loc pe întuneric de, somnul să aibă loc pe întuneric de plin. Toate acestea sunt importante pentru ca somnul să fie optim, deci și ce facem când copilul este treaz. Pentru viitoarele mămici care ne urmăresc în această dimineață, care poate nu știu cum arată un program de somn al bebelușului și vor experimenta asta pentru prima dată în câteva luni, cum ar trebui să arate un program inițial de somn al copilului între o lună și trei luni, să spunem? Între o lună și trei luni vedem somnuri dese, adică asta ar fi ideal, să vedem somnuri dese, cu cât bebelușul este mai odihnit pe timpul zilei și ajunge mai odihnit în somnul de noapte, cu atât somnul de noapte va fi mai așezat, mai profund, mai consolidat. Ce înseamnă somnul dese ziua? De regulă mai dese decât noi părinții ne așteptăm. Adică în prima parte a zilei poate să vedem 30-60 de minute doar de stat treaz ale bebelușului, iar în a doua parte a zilei poate o oră, oră și jumătate. Cam atât. Iar în acest interval, repet, să includem și rutina de somn și procesul de adormire. Prin încercare și eroare ne dăm seama ce perioade de veche sunt optime pentru bebelușul nostru, dar dacă nu ajungem acolo, dacă nu ne dăm seama că nu e tot timpul ușor să realizăm asta, ne putem ghida după aceste repere de timp. Deci să spunem că am în jur de 45 de minute să stea treaz dimineața și în jur de o oră și jumătate după masa. Iar în perioada aceasta să venim cu pregătirea de somn pentru ca somnul să se chiar întâmple. Pe lângă somnul dese, ideal, dacă se poate, metode diferite de adormire să vedem. Dacă se poate, chiar persoane diferite, de să nu fie doar mama implicată în adormire, să fie și tatăl, să fie poate și o bunică. Iar ca modalități de adormire să fie diverse. Dacă e loc de adormire direct în pătuți, foarte bine, asta se întâmplă mai ușor la primul somn al zilei sau primele două, când bebelușul e încă odihnit. Dacă are nevoie de ajutor în adormire, bineînțeles, îl oferim în această perioadă, când ne concentrăm pe odihnă, pe adusul somnului în controlul copilului, acesta venind doar dacă se întâmplă odihna. Și anume, modalități diferite de adormire înseamnă că poate fi în brațe, poate fi în brațele mamei, ale tatălui sau ale bunicii, poate fi în cărucior, marsupiu, mașină, balansoar, deci cu mișcare, sau poate fi în timpul mesei sau după ce mănâncă, deci după sân, după biberon, sau cu suzeta, sau cu degețelul, deci prin subt. Poate fi ajutat bebelușul să adoarmă, dacă se poate, după cum spuneam, direct în pătuț cu mâncăiat și șit, este și mai bine. Dar indiferent de forma de adormire, e important să facem tot ce putem încât să oferim bebelușului context pentru a dormi des ziua și a intra odihnit în somnul de noapte. Deoarece cu cât somnul e mai bun ziua, cu atât e mai bun și noaptea, iar la între o lună și trei luni vrem să vedem o cantitate mare de somn, atât ziua cât și noaptea. Aproximativ 16 ore de somn țintim din cele 24 răspândite atât pe timpul zilei cât și pe timpul nopții. Cred că această cantitate mare de somn este un prilej și pentru părinți să se acomodeze cu noul membru al familiei, cu noul program, să mai aibă poate puțin timp și pentru un duș, o masă sănătoasă și așa mai departe. Așa că te încurajăm să revii alături de noi să mai povestim, pentru că îmi dau seama că e o întreagă știință în spatele somnului bebelușilor și cred că mămicile de acasă au nevoie de aceste informații în fiecare zi, astfel încât să poată să optimizeze tot acest proces. Mulțumim tare mult pentru astăzi! Mulțumesc și eu foarte mult! O zi bună! Asemenea! Mergem puțin, dragilor, și în lumea astrelor, acolo unde ne așteaptă Olivia cu câteva vești despre ziua de astăzi. Cine știe, poate pe dinăuntru nu o să ne mai simțim așa friguroși.
Bună dimineața! Berbecii au parte de o redresare din punct de vedere financiar. În plan profesional pot fi promovați. Taurii trebuie să-și recapete optimismul. Frământările interioare i-au consumat mult. Gemenii nu acordă atenție suficientă sănătății, de aceea unele probleme se pot acutiza. Au nevoie de odihnă. Racii își temperează dorințele de aventură și intră în proces de vindecare a sufletului. Ar fi preferabil să facă mai multă mișcare în aer liber. Leii pot simți o stare de inhibiție și nu se pot exprima clar. Se recomandă relaxare și o mai bună organizare a planurilor de viitor. Fecioarele vor să iasă din anonimat. Se fac remarcate în plan profesional și au șanse mari de promovare. Balanțele s-ar putea să întâmpină dificultăți în zona financiară. Se recomandă să acorde mai multă atenție familiei și relației cu partenerul. Pentru Scorpion, o pauză de la activitatea zilnică ar fi binevenită. Au nevoie să-și încarce bateriile și să se relaxeze. Săgetătorii pot relua studii abandonate de mult. Pot obține chiar și o certificare internațională într-un anumit domeniu. Capricornii ar trebui să evite manipularea și victimizarea. Trebuie să înțeleagă că acest comportament le poate afecta chiar și sănătatea. Vărsătorii trebuie să iau o atitudine fermă vis-a-vis de comportamentul pe care îl au. Căutarea greșelilor exterioare nu este o soluție. Peștii nu trebuie să se lase angrenați în proiecte dubioase. Cu cât acționează mai corect, cu atât au mai mult de câștigat. Dacă vreți să aflați mai multe din lumea astrelor, accesați contul de Facebook Alina Domnișor. Am vorbit, iată, despre somn, o piatră de temelie atunci când vine vorba de sănătatea copiilor și a viitorilor adulți, dar vorbim și despre o postură corectă și iată că ne ajută să facem acest lucru Raluca Nenciu, colega noastră. Bună dimineața! Bună dimineața, Georgia, bună dimineața tuturor! Într-adevăr, așa cum ai spus și tu, astăzi vorbim despre reeducarea posturală și despre cum putem adopta o poziție corectă care să nu ne afecteze sănătatea în orice situație ne-am aflat. Pentru mai multe detalii și cum să facem exact acest lucru, ne ajută astăzi Fetelianu Mădălina, fiziokinetoterapeut, pe care vreau să o salut cu această ocazie, să-i spun mulțumesc că a acceptat să stea lângă noi și să ne dea câteva detalii. Mădălina, ce înseamnă o postură corectă? Bună ziua și eu salut și vă mulțumesc foarte mult pentru onoarea de a discuta cu voi. O postură corectă în momentul de față e o problemă reală în ziua de astăzi și cred că poziția corectă a oricărui pacient în momentul de față la noi, la clinică, se poate are legătură cu aliniamentul tot corpului, bazin, umeri, picioare și coloană vertebrală. Uite, mă bucur că cei de acasă au ocazia să vadă și un model astăzi, dar și un aparat pus în funcțiune. Aș vrea să te întreb ce presupune mai exact mișcările pe care noi, ce presupun mișcările pe care noi le vedem acum și ce înseamnă o reeducare posturală. Cam care sunt principalele efecte ale acestui aparat? În momentul acesta vedem aparatul SPAD, ceea ce înseamnă sistem postural antigravitațional dinamic. În clinica noastră SPAD este specific reeducării posturale și nu numai, și pentru probleme neurologice și pentru dureri acute, decompresii vertebrale și articulare. În momentul de față avem pe Alberto aici de față cu noi, pentru o problemă posturală, un deficit postural cifotic. La acest aparat, exact cum spune și din nume, sistem postural antigravitațional. Pacientul este ridicat cu jumătate din greutate sau 60%, depinde de afecțiunea fiecărui pacient. Dinamic, pentru că acesta face toate aceste mișcări în timpul mersului. Este mult mai ușor, lucrează în colaborare cu kinetoterapia și stretching-ul, pentru că aparatul îți oferă obligativitatea de a sta într-o postură corectă și de a-l realinia, făcând o analiză posturală la începutul ședințelor, mai apoi blocându-i bazinul și umerii, omoplații și partea lombară, pentru a avea o postură corectă în timpul efectuării terapiilor. Se poate lucra foarte ușor
la nivel cerebral, pentru că nu mai are compresie nici pe vertebre și nici pe articulații. De aceea este foarte ușor de memorat toată această terapie, el mergând cu jumătate din greutate, de aceea și în fața aparatului este o oglindă, pentru ca el să poată memora toată această postură. Mai apoi, urmând să fac câteva ședințe de kinetoterapie și fizioterapie pentru întreținerea și a musculaturii, nu doar a articulației și a oaselor. Mi se pare foarte interesant că ne-ai explicat atât de multe informații și cu siguranță cei de acasă vor înțelege cum să reușească cumva să amelioreze aceste probleme, însă eu aș vrea să te întreb acum care sunt principalele cauze pentru care ne facem vinovați cu toții de faptul că nu adoptăm de fiecare dată o postură corectă. Adică eu, spre exemplu, mă fac vinovată. Cred că sunt de foarte multe ori merg cocoșată, cum se spune în popor. Da, cred că ritmul de zi cu zi, cred că sunt influențele reale ale fiecărui obicei de zi cu zi. Cred că cu toții mergem cu mașina și avem probleme de lombar și stăm o grămadă în trafic. Cu toți, mulți dintre noi lucrăm la birou, copiii stau foarte mult la școală, în bancă, foarte multe ore. De aceea sunt foarte mulți copii care previn aceste deficiențe posturale și sugerez tuturor să prevină și nu să trateze toate aceste probleme posturale. Există un timp, nu știu, un anumit interval de timp în care putem trata aceste deficiențe posturale acumulate în timp? Mă gândesc că repetiția este mama învățăturii și în cazul de față. Clar, în momentul, la începutul terapiilor, în funcție de musculatura și tot parcursul pacientului la terapie, ne dăm seama cât de rapid poate memora toate aceste lucruri. Contează foarte mult dacă copilul, pacientul este sportiv, dacă a avut antecedente, dacă are și o altă afecțiune pe lângă toate celelalte. Cred că nu este un număr exact, deși putem spune că evoluția se va vedea după primele 10 ședințe, se va vedea real o schimbare în corp și după prima ședință se simte o relaxare și o decompresie vertebrală care atrage foarte mult. Cât de important este să conștientizăm faptul că putem avea acest tip de probleme și mai ales să facem cumva un prim pas în a ne auto-ajuta să le rezolvăm? Este foarte important să conștientizăm. Majoritatea pacienților ajung în stare acută sau cronică, când durerea deja se instalează, nu în prevenție, să spun așa, când lucrul este doar estetic, se vede doar că un număr e mai către interior sau bazinul anterior. Cred că cu toții ar trebui să fim conștienți de lucrurile acestea și să fim mult mai atenți la toate lucrurile astea. Cred că o vizită la medic sau chiar la un fizioterapeut pentru o analiză posturală este ideală. Eu vă invit și la noi pentru aceste analize posturale și ba chiar să încercați aparatul SPAD, unde aveți privilegiul de a vă consulta chiar de un profesor, Raul Sagini, inventatorul aparatului. Căruia chiar aș vrea să-i aducem laudele necesare pentru realizarea pe care a reușit, iată, să o pună în fața pacienților. Da. Aparatul SPAD este în România și este singurul din Europa de Est în ultimii 3 ani. Chiar vin foarte mulți pacienți externi aici, care au o altfel de mentalitate, să spun așa, altfel de educație în privința posturii. Sper și îmi doresc foarte mult să se adapteze și la noi aceste lucruri și lucrurile vor merge clar spre bine. Madalina, îți mulțumesc tare mult pentru informațiile de astăzi și sper ca cei de acasă să absorbă informațiile necesare din acest material și de ce nu să vină să prevină anumite probleme care apar din cauza stilului de viață pe care îl avem cu toții. Și eu vă mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze pentru emoții. Dragilor, ca de fiecare dată am venit în ajutorul vostru cu informații folositoare și sperăm că prin prisma acestui material am putut trage cumva un mic semnal de alarmă asupra faptului că este întotdeauna mai bine să previi decât să tratezi, dar și asupra faptului că a trebuit să fim atenți la stilul de viață pe care, iată, îl avem de zi cu zi. Georgia, Vali?
Mulțumim tare mult, Raluga, pentru aceste informații și mulțumim și tânărului carismatic pe care l-am văzut mai devreme. Cineva cu siguranță și-a făcut pașii astăzi și vă îndemnăm și pe voi să vă organizați pentru cei 5.000 de pași zilnici într-o scurtă pauză de publicitate.